Logic nu-i sunet, că nu vreau să fie sunet. Poate fi și cu sunet. Doar testam calitatea. Dăm link de la stream, te rog. Adică pune pe grup. Vezi că n-am intrat în match-ul ăla, trebuie să se conecteze la server ca să intru la match-ul ăla. Și că trebuie să mă și loghez pe Faceit, să așa. A, să logam pe Faceit. Deci cine a făcut turneu ar trebui să aibă IP de la GoTV. Așa, gata. Merge, da? Da, 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 merge, s-aude totul. Dar văd că nu te-a băgat în meciul care trebuie. Păi n-am intrat în meciul care trebuie. Da, aceeași problemă am avut-o și... Păi la n-am intrat, am intrat random pe un meci. Ah, trebuie să-mi okay. dați IP-ul. După ce se votează. Acum. S-a votat? Stai să vedem, încă nu s-a votat. Două secunde că eu mă duc până la băieți. Bine. Aparent avem o mică problemă, este buguit Faceit-ul. Băieții așa. Sunt în meci cu Extremis, joacă cu Extremis, dar pe departajare spune că ei deja au câștigat. A. Uite, în meci pe care ai putea să-l comentez acum, ai cel cu El Primo sau Ciocanari. Dă-mi IP-ul, te rog. Acum ți-l dau. Două secunde. Și dăm și IP-ul de la YouTube. Așa. Ți-am trimis IP-ul. Unde? Pe Discord? Pe Discord. Vrei să-l trimit peste eu? Nu contează. Ok. Deci stai cu TV-ul, da? Stai IP-ul. Cu TV-ul nu l-am. Să iau de la băieți. Cred că trebuie să bag, stai să văd. Îmi trebuie ceva. Țauleu. Parcă așa era. Te să ziceți parola de la Spectate. Și stai să vedem care este. Două secunde. Să scrie status în consolă. Ok, acum îți spun să facă. Și ce se trimite? Îți spun să-mi trimite peste el? Să-mi trimite... Da, să-ți dea ție, da.
Deja au terminat meciul. Am înțeles. Atunci să vedem de la care. Oricare alt. Mi-a bătut 15-6. O să fie meciul nostru cu ei. Atât. Oh. Jesus Christ. Să sperăm că nu o să mai fie nicio surpriză. Deci tu ai organizatorul pe Faceit, e pe contul tău făcut? Nu, este pe contul lui Elvin. Ok, zi lui Elvin să-mi dea contul de Faceit. Ok, acum. Stai să văd dacă a terminat. Stai să intru pe canal la el. Așa. Salut, Anăgă. Salut. N-am selectat nicio parolă pentru live, dar unde aș putea găsi? Dăm contul tot de Faceit. Deci okay. Eu am admin pe Faceit, dar n-am organizat de turneu, deci tu ai contul organizator, acum. Da? Eu joc acum, da. Păi da, știu, tocmai de-aia, dăm pe Discord contul tot de Faceit. Stai liniștit că nu mă joc cu contul tău. De fapt, da, nici n-aș putea. Că am încredere, nici n-am. Da. Așa. Și mă descurc eu de acolo. Ok. Mai este și altceva sau putem? Spuneți-le admin să pună match on hold. Da, vezi dacă stai, nu sigur. Ok. Gata. Ai primit mesaj? Da, dar nu-i bun. Da, ai primit. Nu-i bun, ok. Stai o secundă. Da, nu, așa e. Gata, am găsit. Bun. Seamă că tu n-ai organizator. Ba da. Organized by Elvi Manoliu. Da, nu la aia mă referam. Hai că-l... Spot server. Ce nu-i bun, așa e? Îl sun pe B să mă ajute. Alin de la Faceit nu-mi răspunde. Cum ajută el? Mă întorc eu aici pe cameră. Mă rog, cine trebuie să joace, okay. Să joace. Dar puneți pauză momentan. Da, este pus match on hold. S-a liniștit. Ok.
Bună seara! Ne aflăm la un match de la Bad Boys for Life versus Extremis. Din păcate, nu cunosc pe nimeni din aceste echipe, dar consider că va fi un match foarte interesant. Scorul e deja 5-3. Un mic avantaj pentru partea de Counter. Haideți să vedem ce face Alexandru aici. Cu AWP-ul ia un kill pe Mr. Mimlord. Își ia foarte puțin damage, nu a avut armură și a luat doar AWP. Acum cu AWP-ul în site, are un om deasupra. E vorba de Orange Exe. Se aruncă un smoke care are un gap acolo. Hai să prești sonorul. Pare rău. Nu știu cât de bine se aude, dar să se fădițile. Vedem acum un retake din partea celor de la Bad Boys for Life. Vedem pe Demi. A murit aici Cristi 77. Demi cu AWP-ul. Se va retrage și mai probabil. Sunt 4 oameni în viață pentru Extremis. Se uită cu polarul, trage bine după fac sex 1 și n-a făcut sex astăzi. Mai degrabă Anducu trage din nou cu AWP-ul. 2v2 situația. Pare că se va forța acest retake. Avem un om în groapă, un om în groapă cu AWP-ul. Să vedem. NG Ștefan trage cu ACSG și omoară Anducu. Acum situația devine 1 vs 1. Se dacă se prinde în groapă. Îl vede Anducu, ce lovitură le reușește și vor lua această rundă Bad Boys for Life for retake 2 vs 5. Incredibilă rundă câștigată de băieții din Bad Boys for Life. O rundă destul de ușoară câștigată de ei. Revenim cu runda numărul 10. Pe care am și ratat-o. Aici pe Mr. Mimlord cu aceste M4. Aruncă flash-ul pe deasupra. Trage acolo după el Mr. Mimlord, foarte frumos, rămâne singur în viață Ranch cu acest UMP, o armă nu voi extraordinară, ia un M4 de pe jos, are și un smoke, dar acum îl folosește. Încă nu site, destul de greu să mai intri în B. Intră pe la geam, nu, până la urmă DJ Master ia runda și devine scorul 6-5, 4 pardon, pentru Bad Boys for Life, o intrare bună în site-ul B. Să revine și sonorul foarte curând. Chiar un moment oportun pentru a comenta acest meci, dar să cer să comentez cum pot. Acum o intrare mai slow, avansează aici Mr. Mimlord. Are molotovul care îl oprește. Poziția acolo. Trage Mimlord, se retrage. Timp util. Cine cu bomba pe mid? E DJ Master. Retrage destul de bine. Îi dă destul de mult damage lui Demi și lui Ranch. Îl bate pe Ranch cu acest SG. Și a murit o persoană între timp. Acum situația devine 1 vs 4. Are un scout în mână, dar nu pentru mult timp. Anducul doboară și scorul devine 6-5 pentru Extremis. Hugo aici îl bate pe Demi. Și au un hit și Mr. Mimlord prin perete. Ce îl face exact? DJ Master aici cu AWP-ul. Are pe Anducu. Anducu care trage foarte bine. Îi dă un hit lui NG Ștefan. Anducu ce va face? Oh, primește o lovitură. Și moare de la Hugo. Defensiva băieților din Bad Boys for Life e destul de crăpată în acest moment. Ce va face Cristi 77? Dreaptă ușor, ușor către site-ul B. Cristi o să aibă multă companie aici. Aude pașii.
Nici un molotov, trage Cristi, îl ia pe primul. Cristi încarcă arma. Partea DJ Master acum, Cristi, 1 vs 3. Dacă reușește să mai ia vreun kill, nu reușește Hugo YouTube ia kill-ul până la urmă. Din nou, un Echo, nu cred că au șanse să câștige această rundă. Echo aproape curat, din partea băieților din Bad Boys for Life. Doar un pe 250 pentru Bad Boys. Stau la scos acum băieții. Pe Cristi, face pas, nu se uită nimeni după el. Mai sunt doi oameni în tunel care îi așteaptă. Și nu se mișcă nimeni de la Extremis. Să-și pierdă toate armele, probabil. Vedem unde se duce. Cristi acum stă la scos cu acest USP. E omorât de Alexandru. Mr. Mimlord nu ia niciun kill și n-a pierdut nicio armă, se termină runda. Au revenit un pic băieții, 7 la 6. NG Ștefan și Alexandru au intrat direct în site-ul B. Vedem aici Demi cu AVP-ul. Bomba va fi plantată. Și molotov acolo care să-i acopere. Foarte în spate Ișanducu. Urat acolo Hugo. Se retrage Cristi cu AVP-ul. Handucu n-avea nicio mișcare pe site-ul B. Cine e în bază aici? Hugo care stă în bază. Așteaptă rotația. Vedem Cristi cu acest AVP. Trage, dar nu foarte bine. L-omoară DJ Master. O plășa se întâmplă în acest moment pentru Extremis versus Bad Boys for Life. Să zicem ce vor face. Continuă asaltul către site-ul B. Sunt doi jucători acolo care trebuie să păzească Mr. Mimlord și Ranch. Să ce vor face, aruncă o incendiară. Îi opresc pentru câteva secunde. Și acum ia un duel foarte nefavorabil pentru el cu acest MP9. Și Ranch nu-l ajută. Deja un Demi e doborât, dar și Hugo a murit. Se retrag din site-ul B, dar o să intre de pe mid. Să vedem, Cristi trage bine, ia un kill. Cristi din nou foarte frumos cu famasul. Mai ia un kill și acum intrarea lui Fox X1 pe acest site. Intră, îl bate, nu reușește să-l bată și acum ultimul rămas în viață este DJ Master cu acest AVP 1 vs 4. Se va îndrepta probabil runda către un 8 la 7. Vedem pe DJ Master, aruncă un smoke. 1v3 în acest moment, are și jumătate de viață, chestie destul de nașpa pentru el. Oh, îl vede pe Cristi, 77, se urcă Cristi, aruncă incendiara care nu cred că o să pice foarte bine. Vine și flash din partea echipelui său, DJ Master omorât și 8 la 7, se termină primul side pentru AX. Un mic avantaj, harta oricum dați doi fiind o hartă de Tero, am dus trebuie să fie puțin mai mare. În cazul care n-aveți sonor, din păcate nu am ce să-i fac, trebuie să folosești și calculatorul în același timp. Ce să-i fac? Oricum, la rundele importante nu o să rămâneți fără sonor. Deci nu vă îngrijorați.
Nu știu, se tare exact ca să se audă sunetul și în background când au altă. Bun, vedem aici pe Renchex, foarte bine cu blocul, trage extraordinar, dar Hugo ia kill acolo pe el. Anduku cu două kill-uri rapide pe Hugo și pe DJ Master și site-ul ăla este deschis. Patru oameni vin dinspre lung, aruncă două fumuri foarte bune, fără gap de data asta. Cred că a văzut ceva acolo Alexandru, dar nu foarte multe, vine și Faxex. Aici, NG Ștefan îl bate pe Demi, să vedem ce va face Faxex 1. Trage cu SP-ul, ratează, Anduku îl bate. Crisi 7-7 nu are conexiune la internet foarte bună, din câte se vede aici, sunt dacă va reuși, ia kill acolo, chiar dacă netul nu e în favoarea sa. Bad Boys for Life conduc acum partea de Tero și egalează pe scorul overall 8-8 în acest moment. Arme pentru Bad Boys for Life, SMG or să fiu mai exact, să vedem pe Demi 7 care iese pe P90 și trage acolo foarte bine, ia o două kill-uri, nu, ia doar unul și Faxex îl omoară pe celălalt, DJ Mimlord îl omoară pe Faxex, DJ Master pe Mimlord și acum Cristi și cu Rengex, două kill-uri de asemenea și Cristi din nou cu încă un kill, Cristi care are 13 kill-uri și cred că i-am văzut deja 5 de când am deschis acest stream. Par foarte bine pregătiți băieții. Vedem acum, vom testa defensiva lui Faxex și Alexandru. Să vedem pe Faxex, se bagă în colț. Se uită în smoke și ia flash-ul acela direct în gură. Nu se arată foarte bine. Și acum ar putea să facă minune aici Alexandru. Ia două kill-uri, nu, ia doar un kill. Și acum Faxex ar trebui să facă mai multe. NG Ștefan, Faxex tot nu iese din acest smoke. Ar trebui să iasă pentru că bate foarte ușor. Bate unul care era foarte low. Îl trage și pe Cristi, îl omoară și acum Demi rămâne singur în viață. Omorât de DJ Master, 9-9. Cât de bine a rămas acolo Faxex în acel smoke. Dacă ieșea puțin mai devreme, cred că ar fi luat mai multe kill-uri, dar nu contează, o rundă destul de bună făcută de el. Ah, acum am avut. Demi 7 cu acest Deagle. A dat foarte mult damage, dar Ren și-l omoară. Cristi mai are doar 3 HP. Și acum băieții din Bad Boys for Life vor ataca scurtul. Nu, se duc înapoi pe mid. Demi nu știe ce vor să facă. Se duc în B, de fapt. Am aflat ce vor să facă. Dar acolo este Faxex cu aceste M4. Ținte ușoare pentru ei. Să vedem. Faxex, trage după Cristi, bate pe Cristi, trage și pe Renge. Nu, ratează pe Renge, dar Alexandru îl omoară. Acum Anduku, tău, trage cu acest Tech 9. Îl bate pe DJ Master. Demi se ferește de flash și se retrage. Bomba este în site-ul B. Hugo aici așteaptă. Nu știu dacă e bine. Ar trebui să intre în același timp Demi și cu Anduku. Are încă aici hack grenade-ul. Se uită Hugo foarte bine. Anduku ar trebui să facă pași. Demi vine cu flash-ul și aruncă polarul. Sare acolo Demi, se uită după el, trage. Are AWP-ul. Iese și Anduku foarte bine. Acum ultimul rămas în viață este Alexandru. Să vedem ce va face Alexandru. 1 versus 2. Alexandru are bomba în față, trage după Anduku, îl bate. Îl vede și pe Demi, să vedem dacă îl omoară. Alexandru versus Demi. Demi câștigă acest duel și runda se duce către Bad Boys for Life. Un eco câștigat de ei, 10-9 în acest moment. Foarte bine jucat de Anduku și Demi. Neașteptat de bine jucat. Hugo, omorât de Ranch, Demi, nu a avut cum să-l omoare. Două kill-uri pentru Ranch, cu flash assist de la Cristi. Vine fumul aruncat pe dinte direct către mijlocul intersecției dintre scurt și lung. Vine un fum cu un gap destul de mare, Alexandru omoară pe Demi, mai este un om în site. Cred că e... nu, a murit. Nu, e Faxex aici din nou, ascuns. Îmi place foarte mult să te ascuns. Alexandru acum. Este în 4, trage. Vine flash-ul, foarte bun flash-ul.
cum se va retrage ușor ușor. Cu siguranță o să încerce retake-ul aici. Mai vine un flash, lovește direct în cap. Meme Lord are puțină viață, ar putea să-l vadă Alexandru dacă trage bine. Trage, dar nu extraordinar, Alexandru a doborât de Christie. Deagle-uri și câteva arme mari. Hugo aici cu AVP-ul ratează. Se va retrage. N-au avut cum să intre. A avut un molotov în față, băieții. Să vedem Hugo ce va face cu acest AVP. Vine flash-ul omorât. Acum fac sex, face schimb pe acel flash, pe, pardon, pe acel AVP. Ia kill pe Christie. Trage prin fum. Vine un molotov care îl scoate. Îi vede partea corpului, cred că lui Demi. Se trage foarte bine. DJ Master îl omoară pe... Rage îl omoară pe DJ Master, pardon. Și acum se îndreaptă ușor, ușor către site-ul B. Să vedem ce vor face. Vine și cu bomba din spawn Anduku. Foarte frumos, Meme Lord îl bate pe NG Ștefan. O situație devine 2 versus 3. Îl vede pe Anduku. Alexandru. Nu verifică colțul, dar nu n-a verificat nici Meme Lord. Să vedem, Alexandru intră ușor pe ușă. Îl bate pe Range Lord. Exe, pardon, Range Exe. Meme Lord îl omoară pe Fax Ex. Alexandru foarte bine trage. Ia kill-ul și acum situația devine 1 versus 1. Și Anduku nu are cum să pierdă duelul. Avea full viață și a murit. Din păcate, va trebui să răspund la acest telefon. Așadar, ne vom întoarce comentariul după ce voi răspunde la telefon. Am revenit, a fost un telefon foarte scurt, mulțumit mie, să zicem, am reușit să opresc interlocutorul să... Aoleo, Hugo YouTube trage foarte bine după Anduku. Să opresc conversația, vedem acum Range Exe. Avansează pe lung, are foarte mulți băieți în fața sa, se dacă face picul, îl vede acolo, cred că pe Hugo, Hugo se retrage la timp. O să uită cu acest AVP, ia acolo kill-ul și fac sex, două kill-uri rapide pentru Extremis. E runda de care aveau nevoie, acum Demi și cu prea nebunul Christie joacă foarte safe. CSG versus două AVP-uri. E un duel care ar putea să fie câștigat de SG. O armă foarte bună. Ia acolo duelul cu AVP-ul. Dar cred că doar îl lasă low. A tras un pic sub și i-a dat un hit. Vă care 2 viață, Hugo. Vedem. Ah, de ce nu pune ținta? Nu știu. Putea să-l bată de câteva ori. Și-l bate acum Demi 7. Mai au 40 secunde, mai sunt 4 oameni în viață. Dacă ar ști de lău sunt, cred că ar putea să încerce câștigarea acestei runde. Merge acum Demi cu ținta. Acum o pune foarte bine. Îl bate și pe Foxx. Îi vede și luneta, nici un silencerul de la M4. Vine și un molotov, îl aruncă prost. Face picul, dar Demi era pe fază. Se retrage NG Ștefan din acel colț.
Mai trage din nou Demi. Să intrăm amândoi în site. Cherry take bun fac băieții din Bad Boys for Life. Vine și plantă bombei. NG Ștefan avansează, e Demi acolo foarte aproape, trage, sare acolo, se bagă în side Demi și Cristi nu e atent, trage acum cu tigă lui Iachilu și acum situația devine de un 1 versus 1, dar din păcate Demi nu a fost atent și a luat până la urmă Alexandru runda. 4 kill-uri făcute de Demi, vedem aici cum se odihnește într-o poziție nefirească. Cred că făcea o flotare și s-a făcut rău. Probabil la Corona. Sperăm că nu. Și Alexandru runda 13 la 10 pentru Bad Boys for Life. Întoarcem la joc, verificăm dacă mă aud foarte bine. Au doar pistoale băieții din Bad Boys for Life. Probabil o rundă ușoară pentru extremis, dar hai să vedem ce se va întâmpla, pentru că acest turneu există multe răsturnă de situație. Faxex aici ar putea să aibă treabă și nu treaba care și-o dorește el, cred. Și o intrare din partea băieților din Bad Boys. Credeți o intrare pe mid, se aruncă fumul pentru CT și acum Mr. Mimlord cu acest P250 trage, Alexandru e pe poziție, trage bine, îl omoară, Demi e omorât de Hugo, acum intră foarte tare, Mimlord, un kill, două kill-uri, incredibil, trei kill-uri făcute de Mimlord și ce rundă! Poate să asigure în acest moment băieții din Bad Boys for Life. Mr. Mimlord ratează cu AWP-ul, mai face pic și de la window, dar nu contează, Mimlord ratează iarăși cu AWP-ul, dacă va reuși să ia un kill până la urmă. Ia kill-ul și acum ultimul rămas în viață este NG Ștefan, care vine de pe tunel. NG Ștefan trage acolo, destul de bine îl e, bate pe range. Este și Mimlord și încarcă arma. Are un loc deasupra sa, îl bate pe Cristi. Și până la urmă ia kill-ul Mr. Mimlord. 14 la 10. Hai să vedem ce vor face băieții. O intrare rapidă pe lung. Anducul tău nu e al meu, oricum, să știți. Dacă vreți să-l căutați, cred că îl găsiți pe la liceu, după coronavirus. Loviți aici băieții din extremi. Să vedem pe Alexandru. Demi! Trage foarte bine. Vine fumul, dar se vor retrage. Nu știu exact ce vor să facă. Range și omorât. Trage aici Mimlord prin smoke. Am ducut și el omorât de DJ Master. NG Ștefan omorât de Demi. Demi are poziție mult mai bună. Pe Hugo, băgat în smoke. Lovit de Demi, îl bate prin fum. Și acum DJ Master 1 versus 3. Știe unde e bomba, știe unde e Cristi, ratează pe Cristi, Cristi ratează și el, dar ia kill-ul până la urmă. Se retrage în timp util. Situația devine 1 versus 2. Verifică uși, porți și acum mai este doar scurt, dar nu, Demi ia kill-ul. Bad Boys for Life. Demi, MVP-ul acestui match. Încă un ace făcut de el. Încă un ace făcut de Demi, are 30 de kill-uri Demi în acest moment. 15 la 10. Hai să-l urmărim pe Demi în această rundă, dacă mai reușești un ace. Ninja Ștefan lovit, cred că de AWP-ul acela. Să vedem, da, nu, a fost el lovit. A fost lovit altcumva, nu știu mai exact cum. Joacă foarte slow Bad Boys for Life. Demi omorât de Alexandru, care a pușat acolo bază. Alexandru foarte bine, anducul tău îl omoară până la urmă. 4 versus 4, dar foarte low. DJ Mimlord omorât și el. Range foarte low. De asemenea, este DJ Master la post. DJ Master vine molotovul. Se duce, trage, dar anducul trage incredibil. Revine Hugo la poziția sa. Se duc ușor.
pe mid în acest moment. Fac ceva zgomot, sunt auziți cel mai probabil. Ranch acum trebuie să-l bată pe Ange Ștefan, dar nu reușește. Hai să ne ceva face Cristi. Face picu, moare și el. Hai să dăm pe Cristi totuși. A, Ange Ștefan, pardon. Mai au un kill, nu? Anduku îl doboară și acum 7 viață pentru Anduku. Destul de greu de luat această rundă, dar hai să vedem. Are un fix deasupra sa. Vine plantul, se duce la poziția de sărit, să vedem dacă va lua kill-ul și ia kill-ul. 15 la 11. Se prelungește un pic meciul. Revedem pe Demi aici cu acest Deagle, joacă foarte agresiv. Intrare pe site-ul B, vine un flash. L-aruncă DJ Master, nu a fost surprins de acel flash. Rămân doar Demi și DJ Meme Lord. Trage acolo Demi, dă un hit-ul lui Hugo. Vine și flash-ul, se bagă în bază, Alexandru o să-l vadă. Și Demi, ultimul jucător rămas în viață. 1 versus 5. Și iarăși am același apel telefonic pe care trebuie să îl iau. Alo? Salut! Ne-am întors. A fost o conversație mai lungă de data asta. N-am fost pe mut? E, asta este. Nu contează. N-a fost chiar o conversație de... A fost ok conversația. Nu cred că am zis nimic nepotrivit. Sau confidențial. Da, ne întoarcem la meci. Ranch acum cu Glock-ul.
Cu gol bate pe Mr. Meme Lord. 15 la 13 în continuare. Nu par băieții din Bad Boys for Life să recupereze runda pe care și-o doresc. Sper să nu fie în overtime, că timpul e foarte scurt. Vedem oricum branch.exe, trage acolo, dar DJ Master a tras mult mai bine. Bine, avea și o armă superioară, avea doar un pistol. Să vedem ce va face Cristi, nebunul de Cristi, prea nebunul. Cu Anducu. Sper că nu sunt împreună. Demi 7 aici cu Deagle-ul, trage, ratează. Cristi, nebunul, ia kill-ul pe Hugo. Trage acum Demi, Demi, foarte bine, cu Deagle-ul. Mai devreme cu gloțul, îl bate și pe Alexandru. Și mai este un băiat fix sub el, să vedem dacă reușește ia kill-ul. Ia acolo, trage după cu Deagle-ul. Nu, ratează, din păcate, acum ia AWP-ul, pune mâna pe AWP, să nu știu ce va face cu el. Trage, ratează și ia runda Extremis, 15 la 14. Să ne rugăm aici să nu fie overtime. Toată lumea din chat, chiar dacă nu e chat, am verificat, ați uitat să activați chat-ul. Nu contează, haide să ne rugăm să nu fie overtime. Ar fi foarte frumos, pentru sănătatea mea mentală. Îmi plac overtime-urile, n-am altă problemă. Haide să vedem Demi cu AWP-ul, el este MVP-ul echipei Bad Boys for Life, să vedem ce va face. Sare aici Demi, se bate, chiar dacă are un incendiar în spatele lui, nu este frică, vine și flash-ul, nu, era un hack grenade de fapt. Demi ar trebui să fie MVP-ul echipei. Cel care face kill-urile. Doi oameni inside. Nu au AWP, au un singur AWP pe DJ Master care este situat în mijlocul hărții. Atacă lungul băieții în acest moment. Nici un smoke, se face o linie de smoke-uri. Nu foarte bună după cum se vede. DJ Master vede perfect chiar și mașina. Arunc un flash, se va face pic din site, să vedem picul. Demi-l omoară! Demi, un pilon al echipei Bad Boys for Life. Probabil cel mai important membru. DJ Buster ține foarte bine aici. Hai să vedem pe Mr. Biblord, care ar trebui să-l bată pe DJ Buster la un moment dat. Sau invers. Se duce smoke-ul. Nu intră nimeni în acest moment. Mai au un singur smoke pe Demi. Atâta tot. DJ Buster ține foarte bine. Cristi nu vrea să facă picul ăla. Cred că o să facă doi oameni în același timp pic. Cristi, foarte bine, shoulder pick. Trage, ratează DJ Master, se aruncă smoke-ul, vine și heal-ul. Alexandru bate prin smoke acolo, Alexandru din nou. Cât damage a dat Rage, acum îl bate din spate pe Angel Ștefan. Situația devine foarte tensionată. Demi cu acest AWP, ia kill-ul. Ar putea să asigure runda pentru coechipierii săi. Alexandru inside, se ascunde foarte bine, trage după Anduțul, bate pe Anduțul. Alexandru, nu, ratează, Cristi 7-7, ia kill-ul și acum fac sex, trebuie să facă ace-ul. Dacă va reuși. Acest 1v3, trage după Cristi, îl bate pe Cristi 1 vs 2 în acest moment. Fac sex. Trage cu M4 și Demi câștigă runda 16 la 14. Întoarcem cu următoarea semifinală. La care ne vom conecta imediat. Să sperăm. Se conectează la server și se conectează. O mică problemă aici. O rezolvăm. M-am conectat de două ori. Miraj, o hartă prea jucată, să zicem. Salut! Da, stai liniștit. Nu mai au ce să facă. Precompoarțiu. L-am salvat Polar. Vrea careva Polar?
That was monkey steps. Bine, una dură. Unul jungle. Eu pe jungle stau. Ah, da. Da, ne-am întors, să sperăm că aceste conversații din această minunată zi, ce zi azi e duminică, nu? E ziua sfântă, ziua bisericii, munca nu se oprește niciodată, poate fi oricât. Asta este, trebuie să vorbim la telefon. Place foarte mult să urzi la telefon. Nu știu dacă se observă. Da, ne întoarce la meci 5 la 8 pentru Colivă and Chill. Un nume extraordinar. E mai aici pe lămâie. Un pic AFK lămâie. Îndreaptă către scurt. Mi-e foarte greu să-i pronunț numele lui Bozo XD. Bozo XD. Trage, dar Oxiden. Oxiden, nu Oxigen. Era pe poziții. Oxiden din nou cu acest M4. Îl lasă destul de low. Mai are un om. Este cu AWP-ul. E vorba de Alex. Dacă îl ține, nu-l ține. Face pico acum. Oxiden, îl bate, nu, Alex îl omoară. N-a tras foarte bine. Și acum îl urmărim pe Alex cu acest AVP. Erg îl omoară pe Elvin. Widow e ultimul jucător rămas în viață, are un M4. Avansează ușor. Ținut din toate pozițiile, din toate unghiurile. A, aici putea să-l bată pe Erg era pe fază. 9 la 5 în acest moment pentru Colivă and Chill. Și ne dăptăm către ultima rundă din acest half. De ce vor face exact băieții? El primul văd că au tot staguri. Pare o echipă foarte serioasă. Oxiden n-a avut reacție. De data asta a avut reacție, l-a bătut pe Tilly Glonț. Nume foarte creative. Trage în continuare Bozo. Alex C2K spamează acolo o bancă. Are un om în dreapta și unul la window. Îl vede, dar Oxiden e mult prea rapid. Cu ce s-a VP. Elvin din nou cu un kill. Elvin omoară Erg și acum Oxiden cu AWP-ul și lămâia, dar lămâia vine din spate. Lămâia e ultimul jucător rămas în viață. Oxiden a fost eliminat de Bozo. Acum situația devine 1 versus 2. Bomba splantată, să-l vedem pe Erg. 2003. Trage bine și ia runda 10 la 5 pentru Colivă. 20 de kill-uri pentru Bozo. 12 pentru Oxiden. Hai să urmărim pe Bozo, care clar este MVP-ul acestui match. Are 20 de kill-uri. Vedem doi oameni care se îndreaptă către side-ul B. Pare un fake făcut pe side-ul B. Elvin și ia foarte mult damage. Se retrage, intră acum Oxiden foarte tare în side-ul B. Are acest bloc, aude doi oameni pe short, trage un glonț, dar parcă se retrag băieții din counter. Nu știu exact de ce. Au ocupat tot side-ul B. Îndreaptă Alex acum către window, să vedem dacă vreau să ia vreun kill. Sare, nu știe de nimeni în site-ul B. Acum omorât de Oxiden, foarte neatent. Ia aici USP-ul Widow. Lămâie omorât de Bozo. Tilly Gonz vine din spatele lor. E Powter aici.
trage, ia kill-ul pe Tiliglons. Erg 2003 vine și el, trage foarte bine Potter. Ia încă un kill, foarte frumos jucat de el. Cum Bozo e ultimul jucător rămas în viață cu foarte puțină viață, omorât de Occident. 6 la 10, el primo. Iau această rundă destul de ușoară. Se apropie de la doar 4 runde, unii de alții. Și un Uzi la Elvin. Schimbă, ia cau dacă nu mă înșel. Va face pic pe rampă. Joacă foarte încet băieții. Aruncă Potter acaul. Vedem, iese în față, Boțul omoară. Se ține kill-ul pe el. Stiulete, UMP-ul omoară pe Potter. Occident cu încă un kill, Tiliglons îl omoară pe Elvin. Intră acum și lămâia, ia kill pe Tiliglons, Wildo, ultimul jucător cu acest micro Uzi. Oh, i-a tras prin smoke. Hai să-l urmărim pe Alex, care e ultimul jucător rămas în viață. Are acest Deagle. Ratează două gloanțe ușoare. Situație foarte grea pentru el. Îndezătăm către un 7 la 10 în acest moment. Trebuie botul să facă, să pună una pe armă ca să facă ceva. Alex nu se lasă. Ar vrea să facă retake-ul aici, 1 vs 3. Dar nici băieții din el primul nu se retrag. Foarte bine, Alex ia un kill, dar mai are 13 viață. Și eliminat de Occident, 7 la 10. E omor de cu echiperul său Potter, ia două persoane. Autodirectorul nu se schimba. Acum Tiliglons ia un kill, două kill-uri, trei, nu! Aproape de 3 kill-uri, 10 la 8 în acest moment. Încă o rundă ușoară luată de El Primo. Erau doar pe pistoale băieții din colivă. Să vedem ce vor cumpăra acum. Un AUG, un polar pentru Bozo și două M4 din câte văd. Tiliglons și-a luat și el un M4. Bizon pentru lămâie, nu știu exact de ce. Cred că se îndreaptă către site-ul B și pe mid ceva. Ce face lămâie cu bizonul pe mid, dar prima oară când văd așa ceva. Un molotov ratat de Potter. Smoke-ul nu-i dat pentru conector și Bozo-l omoară pe Potter. Acum vine smoke-ul. Elvin omoară pe Tilly foarte ușor. Intervenția sa cu o Bozo, foarte frumos nou scopul pe lămâie. Vedem acum ce vor face. 10 la 8. Are din nou acest AWP, are un om în față pe Elvin. Elvin îl omoară pe Ergo, îl bate Bozo pe Elvin. Și cum situația vine 3 vs 2. Alex ține foarte bine site-ul B. Ultimul jucător rămas în viață este Occident. Primește un flash, nu foarte bun, are Galilul acesta. 11 la 8 cel mai probabil, asta dacă nu face un 1v3. Un 1 vs 2 de fapt. Încă are jumătate de viață. Îl vede și pe Stiulete, dar tras mult mai bine Stiulete. 11 la 8. Doar 5 runde mai au nevoie băieții pe partea de counter să câștige. Bine, acum am pus pe mid, au doar pistoale, aruncă heu către Bozo, se neacupă al da damage și îi dă destul de mult damage, i-a dat 38. Occident așteaptă la marginea smoke-ului și exact când ia ținta iese Bozo, ce timing a avut. Ergo omorât, la fel și Occident, nu mi se schimbă camera, nu e o problemă, o schimbăm manual. Vine Alex C2K cu acest M4, un hit pe mid, ia și al doilea kill, nu-l ia, îl lasă destul de rău pe Elvin, doar 40 de viață. Și Elvin îl bate, dar Stiulete a fost pe poziții. Acum Widow 1G, ultimul jucător rămas în viață pentru El Primo.
Uite omor de Tiligrons și acum situația devine 12 la 8 cu arme și pentru el primo, cel mai probabil. Vedem polarul cumpărat de Elvin deja. Se împicu cu acest polar, bine blocat un pic de Potter. A trecut deja jucătorul către conector. Cu AWP-ul. Se aruncă un smoke acolo, dacă mă înșel. El puțin cu polarul primește un mare he. Și acum hai să-l urmim pe Bozo. Potter, l-a omorât pe Tiriglon, trage bine, dar Oxiden trage mult mai bine. Și bine și Widow din conector, ia un kill pe stiulete. Omul din triplu omorât și acum Alex e ultimul jucător rămas în viață. Alex, hai să vedem ce va face. Acest FAMAS 1v3, 2 oameni foarte low. Ar putea să-i bate într-un glonț, cred. Cel puțin pe Oxiden îl bate sigur într-un glonț. Plămâia ar putea să-l lase cu unul viață. Are și un pic de lag. Potter, foarte grijuliu. Și lămâie grijulie. Să vedem, lămâie nu foarte grijuliu, nu se uită unde trebuie. După cum am zis, un glonț și pică. Acum 1 versus 2. Are avantajul HP-ului. Poate să-l bată pe Occident din prima și apoi o să aibă ușoară, dar Occident trage extraordinar din a default și scorul devine 12 la 3. 12 la 9, nu știu de ce am zis 3. SMG pentru Widow, Uzi și pentru Elvin și două AK-uri pentru Potter și Occident și încă un P90 pentru Lămâie. Arme bune, mai puțin pentru Ergo, care nu are nicio armă. Nu știu exact de ce. A avut bani? A avut și bani. Pur și simplu nu și-a cumpărat. Vedem push-ul lui Tiriglons, care nu va fi neapărat un push. Vedem o execuție pe site-ul A. Să vedem ce vor face băieții din El Primo. Pregătesc smoke-urile și flash-urile. Le aruncă 1.30. Tiriglons stă pe poziții. Tiriglons nu se uită în stânga. Bozo îl omoară pe Widow. Bozo cu încă un kill. Alex cu încă un kill și Lămâie și Oxiden, ultimii doi jucători rămași în viață. Știi ce va face Lămâie cu acest P90? Trage foarte grea. Lămâie! Trage, dar nu foarte bine. 13 la 9. Dăm un CZ pentru Elvin și un P250 și un Glock pentru Lămâie și două AK-uri. Intervenție pe site-ul B. Stiulete și cu... De fapt doar Alex e aici la post. Aruncă incendiera care o să-i oprească din acest push. Foarte bună incendiera și avansează în apartamentul ăsta. Nu știu dacă e neapărat bine. Trebuie să se bage în stânga la canapea. Acum un fum. Foarte bine, Alex trage 2 kill-uri pentru el, 3 kill-uri pentru el. Dacă nu aș pe 4-lea, nu, Elvin foarte low. Alex, C2K. Vine și Heo acela care l-ar fi omorât oricum. Acum, Oxiden și cu Elvin. 2 versus 3. Poate un 2 versus 2 pentru că trage bine Oxiden. Stiulete, trebuie să rămână pe poziții. Mai vine un smoke din partea lui Elvin. Hai să-l și vedem. Oxiden, nu se uită unde trebuie. Elvin scoate arma, îl bate acolo pe Stiulete. Nu, Stiulete! Stiulete, cât de bine a tras. 14 la 9 în acest moment. Și a trebuit să fie o rundă ușoară pentru Colivă, pentru că au doar pistoale. Să-l vedem pe Bozo cu această AWP, ratează câteva șuturi importante. Tiliglons se duce pe mid, nu se duce, se duce Ergo, hai să-l vedem pe Ergo. Nici el nu face picul. Și Stiulete pe poziție. Acum va face picul, cred, Ergo. 5 oameni stacați pe mid din partea echipei El Primo. E foarte frică. Băieții de la Colivă să facă vreun pic, nu se bate nimeni. S-au retras ușor, ușor și băieții din primul. Vedem pe cineva care avansează, cred că... Da, în tunel o să se ducă și restul se ducă către... A, cel mai probabil, văd că e și bomba aici. Nu au smoke-uri, nu au flash-uri, trebuie doar să intre. Hai să vedem pe Elvin cu acest deagle. Face mult zgomot aici Potter.
Se face fake-ul, ar putea să se ducă să planteze, să vedem dacă vor și face. Să vedem dacă se vor prinde. Mă arăt aici instant. S-au prins băieții, o să planteze bomba. Vine bomba plantată pe default, dacă nu mă înșel. Cred că pe default. Și acum, hai să zic de bine pot să apere. Mai aici un boost. El primo. Și-a destul de mult damage. Widow și el pe poziții, vine acolo un smoke, dacă nu mă înșel, da, nu foarte bun. Widow bate acolo pe Tiligron, țărg, îl omoară pe Widow, lămâie și cu Oxiden. Ultimii, Elvin și cu Oxiden, pardon, ultimii și cu Dormaș în viață. Elvin ia un kill pe stiulete, trage bine cu Deagle-ul, îi mai dă hit și lui Alex. Vine cu un Deagle shot, superb Elvin, și acum Elvin din nou, double kill, 10 la 14, ce fake au făcut băieții din El Primo. Și au câștigat această rândă pe pistoale, un eco cinstit câștigat de ei. Chiar cinstit. Neașteptat acest eco. Nu trebuia să-l câștige, cred că niciodată. Sincer, băieții din El Primo. Vedem stiulete foarte low, dar urmărim pe Elvin care aici, AK-ul, vine cu H-ul. Tiligron s-a omorât. Elvin nu mai face nimic. Ah, sau va intra. Nu, să intre Oxiden. Eu vreau să-l urmăresc pe Elvin cu face kill-ul, dar nu pare să ia vreun kill. În schimb, Bozo îl omoară pe Oxiden. Widow îl omoară pe Bozo și ei nu mai stă pe Elvin, asta e clar. Ne-a arătat toată acțiunea. Vor încerca retake-ul, 14 la 11 cel mai probabil, foarte greu scris și această rundă. Au recuperat un AK și cred că se vor retrage cu acest AK, așa ar fi corect să facă. Dacă mă și ascultă, mă rog, e delay pe stream, deci nu este în real time, nu vă îngrijorați. Prea tare. Bomba va fi detonată. Moare acolo Alex. Nu știu de ce a rămas în poziția aia. 14 la 11. Au bani destui. De fapt au ambele echipe bani să-și cumpere cam ce vor. Nu știu dacă au bani și de AVP. Vedem doar AK-uri pentru El Primo. Și în partea cealaltă avem un singur AVP pe Tiriglons care se duce către Bozo. Îl primește. Hai să-l urmărim pe el. Are... Ups, am apăsat de greșeală. Are 31 de kill-uri în acest moment. Nu se vadă pe nimeni aici, îl urmărim pe Alex, care probabil că se va întâlni cu Wildo. Se întâlnește un pic cu el, îi dă vreo 50 damage și spamează acolo. Acum nu intră o poziție foarte bună. E și stiulete de la suport, vine acolo incendiarea care a fost ratată. Face din nou picul, să vedem. Alex. S-a retras din poziția aia inoportună, cum stiulete. Știe pe Elvin, cred. Laude, trage bine, Boț îl omoară până la urmă pe lămâie. Nu o să se va... Nu vă știi cine va câștiga duelul. Îl câștigă Elvin până la urmă. Și mai ia Elvin un kill, uite, n-am stat pe el runda asta. Acum, Alex îl vede pe Elvin, îl și aude. Îl joacă safe. Elvin nu intră peste el. Jucătorul de pe short. Foarte bine stau băieții. Să vedem pe jucătorul de pe short. Nu e pe short, e Tiligons care încă e în site-ul ăla. Boțul bate acolo, nu știu cum. L-a prins pe Potter într-o poziție nefirească. Alex, face picul, îl vede, îl omoară Elvin. Și acum Bozo și cu Tiligons într-un 3v2. Bozo ratează și acum Tiligons ultimul jucător mă lăsează. Vede pe Widow, sare, 14 la 12. Meciul destul de strâns, nu mai au bani băieții din colivă. Dau un push pe rampe. Vine aici stiulete. Bate că lămâie, îl omoară pe lămâie, ia acolo kill-ul cu acest P250. Recuperează una AK, 4 vs 5, bomba se îndreaptă către site-ul B de pe scurt.
Cu siguranță vor planta în site-ul B. Cred că au probleme. Xiden aici, cu AK-ul, îl vede pe Alex C2K. Îl elimină destul de ușor. Elvin, 2 kill-uri, 3 kill-uri pentru Elvin! S-a activat Elvin, 14 la 13 în acest moment. Ia o rundă importantă pentru el, primă, o rundă ușoară pentru că erau pe Echo. Adică doar pe pistoale. Un AWP acum pentru Bozo, 3 AUG-uri și un M4 pentru Stiulet. Haideți să vedem cum vor ataca băieții din el, primă. Pare că îl trimit doar pe lămâie pe A și se îndreaptă ei tot așa către mid. Și B, cred. Elvin din nou lurker. Erg, îl vede pe lămâie, trage, după el îl omoară. Elvin din nou pe stiulete. Și pierde jumătate de viață în acest molotov. Erg cu încă un kill pe Potter și Bozo. Oh, Elvin îl bate pe Bozo. 2 vs 2. Ia bomba și o va planta. Autodirectorul ăsta este absolut oribil. O să schimbe pe jucător manual, dar cred că trebuie să dau pe Elvin. Are aici AK-ul, îl bate pe Ergo. Erg, pardon. Îl omoară și pe și pe Tiliglon și Ace făcut de Elvin această rundă, 33 de kill-uri. Dacă Bozo a fost MVP-ul partea de Tero, acum e rândul lui Elvin să fie pe partea sa de Tero. 14 la 14. Ce rezultat strâns. Famasuri, două famasuri pentru Alex și Tiliglon. Un AVP pentru Bozo. Să vedem ce va face cu el. Foarte important să ia kill-uri. El trebuie să decidă soarta acestui meci. Se urcă acolo în rampe, nu vede nimic. Jucător avansat, cred că e vorba de stiulete, mereu stă în această zonă. Elvin din nou, vă zice, un joc foarte safe făcut de băieți. E Erg aici care ar putea să aibă treabă cu lăbăia. Lăbăia care lovește foarte, foarte rău. Nu știu, la Delpan. Foarte tăcute ambele echipe, nu se bate nimeni. Doar lămâie l-a capsat un pic pe Erg, 2003. Potar acum avansează ușor, ușor. Trebuie să-l vadă pe Bozo, care nu trebuie să rateze acel duel. Și a scos din nou lămâie, omorât de Erg și acum Bozo trebuie să țină acest site, să vedem. Bozo cu AWP-ul ratează și Wid ar putea să intre foarte bine. Wido, vine Heul, Erg, mai ia un kill, Erg omorât, acum Bozo cu acest AWP, stăm pe el pentru că e cel mai important om, dacă pică, pică toată apărarea. Ia kill-ul pe Wid. Din nou Bozo cu AWP-ul, Elvin rămas 1 versus 3, 4, pardon. Se infiltrează în baza lor, nu face niciun zgomot, nu știe nimeni, scoate cuțitul și acum merge ușor pe shift. Îl caută, dar nu o să-l găsească. Să vedem Elvin ce va face. Oare ia bomba? Se duce către site-ul B. Vede un jucător, îl elimină. Îl vede pe al doilea, îl bate! 2 vs 1! 2 vs 1, foarte lău acolo. Vine plantul. Au incendiară și molotov. Îl vede pe stiulet, îl bate. Acum răsat în 20 viață. 1 vs 1. Elvin versus... Elvin! El primo! Nu. Nu se poate așa ceva. Ce rundă câștigă Elvin. 15 la 14. Un Uru versus 4. Incredibil făcut de el. Ne întoarce la meci. Da, uluitor. Uluitor această fază. Partea sa. Lămâie din nou lurker, se bate cu Erg, îl bate Erg, am tot văzut asta de-a lungul zilelor, de-a lungul acestui meci. Obsidian. Trage, Tiligrunț îl bate, Potter cu două kill-uri. Foarte importante kill-urile făcute de Potter. Au și un om pe Wido care ar putea să-l bată. Trage acolo, știe că e la a treia cutie. Îl omoară.
Acum Elvin. Mai ia un kill. Alex este un jucător în viață și câștigă bine, această rundă. Ce rundă au putut să câștige băieții? Cred că o să intrăm și pe ultima semifinală. Și după ce vom termina cu această semifinală, voi închide stream-ul cel mai probabil, pentru că până la 8 am putut să comentez. Din păcate, finala nu o să fie pe stream. Timon și Pumba și Bad Boys for Life. Bad Boys for Life i-am mai văzut astăzi. O să mă torc eu, nu știu, 15-20 secunde. Revin. Ne-am întors și cu ultima semifinală pe care putem să comentăm, mă rog, să comentez astăzi. Nu știu de ce vorbesc la plural. Da!
jucători noi, trebuie să învăț iarăși numele. Văd că avem pe Ramon Beleaua și pe Jugu Bugule 7. O să vă încurc numele, îmi pare rău, dar asta este... O, vedem cum facem. Dar din nou echipa cu Rencex, Demi 7, Anducu tău, Cristi 77 și Mr. Mimlor. Demi 7 din nou cu AVP-ul, ia aici kill-ul pe XTH Young. O să zic XTH e mult mai rapid. Jugu Bugule. O să zicem Jugu. Și asta e mult mai rapid. Lăsăm intrarea Jugu. Ia aici un kill pe Cristi 77. Jugu trage destul de bine cu acest AK. Sipzer. Alt nume complicat. Ia kill-ul pe Demi 7. Și acum BFP 1700. Mr. Mimlord. Omorât. Zyper din nou cu acest AK. Aruncă bine heul, dar nu ia damage cu el acum. Mr. Mimlord! Ce săritură din de la fereastră. Cooper 1 vs 2. Cooper se pune cu capul în bancă și ia kill-ul 4 la 8 pentru Timon Sipumba. Foarte bine tras de Cooper. Niciun smoke grenade, îl aruncă pe mid Cooper. Demi 7 pușează cu acest 5-7. Ia kill acolo pe Ramon Beleaua. A tras destul de bine, a spamat acolo cu acel 5-7. Cristi 7-7 așteaptă aici cu Deagle-ul. Aruncă un smoke în apartamente. Mr. Mimlord trage, dar mult mai bine trage Cypher. Vine foarte bine, ia kill-ul probabil pe Cypher. 2 versus 4 în acest moment și reușește să recupereze ceva arme. Cooper aici cu acest SG nu vede pe nimeni, are și bomba. Mai e și XT H. Văd că au recuperat un singur AK și este pe cel mai low membru. Runda care ar putea fi câștigată destul de ușor de Timonsi, dat fiindcă nu au arme băieții din site-ul B. Foarte important ce face acolo XTH Young. Cristi 77 ar putea să surprindă, trage, îi dă un hit, îl dă al doilea hit, nu, doar un hit a prins. XTH Young ar trebui să bată minim 2 oameni în această situație. Îl omoară, nu, nu-l omoară pe Cristi, a avut un pic de lag acolo Cristi. Și bomba se duce către site-ul ăla, vine smoke-ul. Trage de timp, 40 de secunde rămase, aruncă și un flash. Se feresc de flash, ambii jucători. XTH trebuie să tragă cât mai mult de timp. Mr. Mimlord este ultimul jucător rămas în viață pe site-ul ăla. O să-i vină Cooper foarte curând, dacă are timing bun. XTH Young e eliminat, foarte bun timing-ul, Cooper îl bate. O să mai am un om în CCT, mai are doar 17 secunde, nu are timp să facă fake și de fapt plantează direct. Vede un om pe scurt, îl bate pe Cristi 77, nu se uită în CCT. L-a văzut acum, cred, da, l-a văzut pe Demi 07. Trage bine, îl omoară Cooper. Aruncă și un molotov la bombă, destul de devreme a aruncat acel molotov. Și încarcă arma, se pregătește de asediu. Anducul tău 1v1, bombă plantată, e foarte aproape de rampă. Are și două flash-uri. Probabil vor câștiga această rundă. Vine flash-ul, îl aruncă pe sus. Nu-l ia și Anducu eliminat, 9-4. Ce vor face acum? Ramon Beleaua cu acest AK. Demi eliminat de Ramon Beleaua. Range și Excel bate pe Jugu. Cristi 77 îl omoară pe Ramon. XTH și Angle bate pe Cristi. Mr. Mimlord e pe scurt, dar acolo e Cypher care face picul extraordinar. Anducul tău îl bate pe Cypher. Cooper 1 vs 2 din nou, am mai văzut asta, l-am mai văzut pe Cooper în situații critice. Ranch are 12 viață. Cooper are acel SG. 1v2 versus un M4 și un AVP.
Cooper, foarte slow joacă. Ia kill-ul. Unu versus unu, range cu acest M4. 12 viața pentru el. Cooper din nou și ia o poziție foarte bună în apartamente B. O să țină foarte bine de acea bombă. Face o rotație lungă, Cooper. Nu știu dacă e cea mai bună decizie, trebuie să stai aproape de bombă. Dacă se pune o range pe bombă și îi dă flash, ar putea să dea defuse. Sau avea el vreun wallbang. Hai să vedem dacă are Cooper pregătit un wallbang pentru acest defuse. Se pune pe bombă, nu o ține din păcate și îl elimină până la urmă Cooper. 10 la 4. Să vedem ce vor face Bad Boys for Life. Foarte bine XTH Young. E foarte agresiv. Îl bate și pe Mimlord. Îl bate și pe Demi. XTH Young, foarte frumos tras de el. Cypher acum aruncă heul acesta în window, dar nu-i nimeni acolo. Chrissy 77, îl bate pe Ramon. Cooper îl omoară pe Anduku. Și scorul devine 11 la 4 pentru echipa Timon și Pumba. Cooper cu un meci foarte bun și ca câteva clutch-uri foarte importante. XH și îl bate pe Anduku. Mr. Mimlord. Un kill. Jugu. Jugu cu două pe Demi și pe Cristi. Și acum situația devine 12 la 4 pentru Timon C. Ramon îl bate pe Demi. Trei pe la 4. Timon și par mult mai bine pregătiți pe Miraj. Mr. Mimlord intrare aici în rampă, să dacă îl verifică pe Cypher, îl verifică și trage destul de bine, îl omoară. Ramon pușează, omorât Demi cu un kill. Să vedem dacă runda asta se duce către Bad Boys for Life, pentru că au 5 oameni în viață. Cooper,
Bate pe Cristi Cooper, din nou cu un kill Cooper, de neoprit în acest match. Să vedem, aruncă și smoke-ul. XTH și Young ajută acolo foarte bine și Demi este ultimul jucător rămas. Să reaude când pune ținta, trage, vine cu prefire-ul, omoară pe Demi 07 și acum scor devine 14-4. Timon și Pumba par în control pentru acest match și parcă vor să câștige destul de ușor acest miraj. Aici pe la 4, Demi îl omoară pe Cypher. Mr. Mimlord îl omoară pe Ramon. Cooper. Jucu aici. Trage bine, îl bate pe Demi. XH Angle îl omoară pe Mimlord. 3 vs 3 în acest moment, 3 vs 2 Cooper, mai au un kill. Și acum Rencexe și cu Andu cu 2 versus 3. Trage foarte bine Rencexe, l-omoară pe Jugu. Cumpărăm cu un flash pe deasupra. Mai vine un flash acolo. Spatele său, XH Young. XH Young versus Anduku, îl bate pe Anduku. 1 versus 2. Renge este ultimul jucător în viață, în viață. Are armură, mai are 14 viață XH Young. Ar putea să câștige această rundă. Cooper are un AUG și asta ar putea să fie o problemă pentru ei. Cooper acum este mult mai periculos decât Range și termină această rundă destul de ușor pentru Timon și Pumba, 15-4. Direct clintit Cooper, cred că n-am mai murit de foarte multe runde. De când comentez îl văd pe Cooper în viață și face și foarte multe kill-uri, are 22 de kill-uri în acest match. Ramon un pic AFK și-a cumpărat acolo AWP-ul. Flash. Jugu, aruncă foarte bine flash-ul, îl ia din plin Anduku. Și acum situația devine 4 vs 5. Cristi 7-7, o transformă într-un 4 vs 4. Nu și-a luat deloc damage și a tras foarte prost acolo Jugu. Sărmim unul, dar acolo AWP-ul, Cooper, haide să-l urim, aruncă un flash pe deasupra. Vine avansat pe short, Ramon ține acolo foarte bine. Oh! Și-l omoară pe Mr. Mimlord. Cooper, omorât în sfârșit Cooper, dar l-omoară și pe Cristi 7-7, Demi 07 se urcă aici la window. Range trage pe Ramon, îl lasă destul de low, 16 viață și cam atâta. Demi 07 cu acest AVP, AK, pardon. Vine și incendiara și la tundeve și de la... Și nu-l vede pe XH și Young, acum Range, 1 vs 2. Deci mă face Range. Îl aude în apartamente, știe că bomba nu-i la el. Cypher avansează și trage către... aproape către echipierul său, către window, pardon, către ladder. Rencexe. Trage bine Renge, dar nu foarte bine, pentru că Cypher câștigă runda și 16-4. Și cam acestea au fost și semifinalele, ambele semifinale. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Din păcate, nu mai putem transmite și finala. O să aflați probabil rezultatul pe grupul de Facebook, dacă, adică bănesc că este un grup de Facebook. Sau pe Instagram, că aparent avem și Instagram. Și vă mulțumim că v-ați uitat. Vă urăm, vă urez, Doamne, o seară cât mai frumoasă. Sperăm că ați apreciat contentul din această zi. Eu am fost Ang, vă mulțumesc că v-ați uitat și vă urez o seară cât mai